Acum, scuzele mele, dar arată... Arată rău. Culoarea jantelor este total pe lângă. Capota n-are nicio legătură cu mașina. Nu știu ce să zic. Mi se pare fail. Salutare, dragi viitori de mașini! Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog astăzi, pentru că este joi. Este un material cu și despre voi. Despre ce vorbim astăzi? Astăzi judecăm cele mai interesante mașini pe care voi ni le-ați trimis pe pagina noastră de Instagram. Ca o paranteză, dacă îți dorești să apari în materialul de săptămâna viitoare, nu ezita să ne trimiți imagini cu mașina pe care tu o consideri interesantă. Acestea fiind spuse, dacă îți place ideea acestui clip, lovește cu încredere butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal și hai să începem cu prima mașină a acestui clip. Începem cu Wolf. Ne-a trimis... Un Lancer frățior cu Evo 8, cred că după grila față. O mașină foarte interesantă, o mașină care nu are niște valențe sportive în această variantă, dar Wolf a reușit să o facă, să te facă cel puțin să te gândești la un Mitsubishi Lancer Evo 8. Cu o culoare impresionantă, jantele sunt perfecte pentru această mașină și nu-mi rămâne decât să te felicit pentru această superbitate de mașină. Îmi place și mai ales dacă mă gândesc la Evo 8, cred că Evo 8 MR avea stopurile așa cu alb. Următoarea mașină este cea a lui Vericu. Vericu ne-a trimis acest BMW E46 Touring. O mașină de altfel interesantă, din față arată impresionant, mi se pare interesant cum ai căutat tu variantele astea cu tijele alea albastre, nu mi se pare neapărat o variantă foarte reușită, mi se pare puțin forțat designul acestei mașini prin intermediul acelor tije, nu știu dacă aș fi pus vreodată așa, dacă ai număr pus într-o parte, sunt de părere că trebuie să găsești o soluție să nu-ți rămână zona asta goală așa, mi se pare că e ca și cum ar fi fost lovită mașina, deci asta ar fi lucrurile ce ar fi important să le schimbi. Dacă mă uit la cum arăta mașina și cum arată acum, absolut, direcția este una foarte clară, se vede că merge în direcția corectă, îmi place și continuă această muncă. Din punctul meu de vedere, ce ar trebui obligatoriu să schimbi, dacă mașina încă mai are acest sticker cu Brazers, dă-l jos, frate, pentru că este super... N-are nicio legătură. Sunt de părere că genul acesta de stickere sunt efectiv deplasate când vine vorba despre o mașină atât de frumoasă precum asta și dacă ar fi să aleg eu, aș anula și cromul de pe marginea geamurilor pentru că nu se leagă cu absolut nimic de pe mașină. Aș fi lăsat cromul, de exemplu, dacă grila ar fi avut marginea cromată. În varianta asta, cred că trebuie anulat. Următoarea mașină este cea a lui Valu Marica. Aici avem un Volkswagen Bora, foarte tare, mi se pare spectaculos eleronul, mi se pare spectaculoasă bara spate, pentru că îi dă așa, e foarte plină și mi se pare impresionantă. Îi stă extraordinar de bine cu stopurile fumurii, geamurile fumurii, plafonul negru, jantele negre. Ai folosit doar două culori pe mașină, ceea ce mi se pare extraordinar de inspirat. Verde cu negru n-ai cum să greșești niciodată. Tocmai de asta mașina este atât de frumoasă. Din punctul meu de vedere, alegerea pe care ai făcut-o cu Bad Boy Look este una inspirată, îi dă un aer mult mai fioros decât este o Bora normală. Mi se pare foarte mișto cum ai coborât cu numărul de înmatriculare în partea inferioară, în așa fel încât să-i dea un volum mai mare bării față, doar că dacă este turbo, nu știu dacă își mai face răcirea dacă îi pui numărul acolo, dar per total mașina este impresionantă, ne place, felicitări Vali. Următoarea mașină este a lui Timiș Elisei. Timiș Elisei cred că ne-a trimis un Ford aici, o mașină clasică pe care am pus-o aici datorită faptului că apreciem să le vedem pe drum. Nu sunt fan unor mașini de acest gen, dar le apreciez și apreciez oamenii care lucrează la ele să le păstreze funcționale. Deci ne place, felicitări Elisei. Următoarea mașină este a lui Teo Costin. Este vorba despre un Peugeot 206. Un Peugeot 206 care în momentul în care îl vezi, primul lucru ce îl observi este că are Lambo Doors. Mie mi se pare o chestie foarte curajoasă din partea ta, pe care, sincer să fiu, eu o apreciez. Mi se pare foarte tare că e o mașină oarecum entry level, nu e o mașină foarte scumpă, ce i-ai pus câteva elemente ce o fac chiar spectaculoasă. Cum ar fi? Lambo Dorsu și farurile și stopurile astea așa mai science fiction, pe care, sincer, eu de altfel le apreciez. Trebuie să vezi dacă poți să-i pui niște jante mai spectaculoase și mașina arată impecabil. Felicitări, Teo, pentru alegerile făcute. Ștefan ne-a trimis acest Nissan 350Z. Nu prea ai ce să-i spui. Mi se pare funny oarecum că mașinile astea toate au fost modificate și nu prea mai găsești una clasică. Eu cred că în viitor
viitor o să fie căutate cele care sunt în variantă originală, adică fără niciun fel de tuning. Dar mașina nu rămâne decât să o apreciez, colantul este impresionant, este foarte interesantă, cu toate că jantele alea albastre de pe față, nu știu, uite că ai niște culori albastre pe aici, deci se leagă, e faină. Felicitări, Ștefan, pentru mașină. Din câte am înțeles, se aude și impresionant. Cred că sunt niște evacuări de la Nismo. Big like, continuă ceea ce faci. Sebi Chiriac ne-a trimis acest Volkswagen Bora. Un Volkswagen Bora ce-mi povestea la un moment dat Alin că face foarte multă gălăgie și live culoarea de pe mașina asta este impresionantă. Nu rămâne decât să apreciez faptul că ai păstrat o singură culoare pe mașină, ceea ce mă face să mă gândesc că ai gusturi bune la mașini. Îți urez multă baftă în continuare cu acest proiect, pentru că sunt sigur că o să-l faci din ce în ce mai interesant. Sebi ne-a trimis acest BMW E46, un BMW E46 cu un volan M, foarte faină mașina. Mie mi se pare că ai păstrat o linie clasică. Singurul lucru ce l-aș face, aș da jos stickerul ăsta, pentru că este prea frumoasă să o strici cu un sticker de genul respectiv. Următoarea mașină este un Renault Velsatis. Este o mașină ce a fost dezvoltată și a fost folosită foarte mult în deplasarea președinților în Franța și a VIP-urilor. O mașină foarte interesantă de altfel și proprietarul, mai exact Alex, ne povestea că mașina a luat-o cu motorul în portbagaj și s-a ocupat de ea și a pus-o la punct. Singura diferență pe care cel puțin la prima vedere o observ este că cea pe care o foloseau președinții era puțin mai lungă, cu ușa din spate mult mai mare. Dar modelul de bază este același, îl apreciem, felicitări Alex pentru că ai făcut-o să meargă. Următoarea mașina este cea a lui Sami, este vorba despre un E60 gri cu detalii galbene. O variantă curajoasă, nu este neapărat pe gustul meu, sincer să fiu, nu-mi place, nu mi se pare că galbenul ăla e de acolo, mi se pare că genul ăsta de elemente ar fi mai corecte puse pe o mașină sport. Când vorbim despre un E60, eu sunt fanul eleganței și simplității, nu aș pune niciun sticker pe el, nu aș pune nici tubulatura respectivă. Este strict părerea mea. De exemplu, Alin, vorbeam la un moment dat de mașina asta și lui se părea foarte interesant. De asta oamenii sunt diferiți. Eu ți-am prezentat strict părerea mea când vine vorba despre al tău E60. Următoarea mașină este cea a lui Adi Robaciu. Adi Robaciu ne-a trimis una dintre mașinile mele preferate. Este vorba despre Ford Raptor F-150 Baja. Am pus-o aici pentru că pur și simplu apreciez mașina asta. La mașina asta nu prea ai ce să-i faci, cu toate că sunt o grămadă de kituri ce pot să o facă mai spectaculoasă. Dar direcția este clară, arată impresionant, nu ai cum să greșești cu o asemenea mașină și nu-mi rămâne decât să te felicit pentru alegerea făcută, Adi. Big like! Dacă îți place seria, lovește și tu cu încredere butonul de like să știm că mergem în direcția corectă. Adi Suan ne-a trimis acest BMW seria 3 cu un colant impresionant. Mi se pare foarte tare cum pare ea așa murdară cu colantul ăla din față care pare rupt. Big like! Îmi place foarte tare, este un sticker foarte curajos ce se contrazice că totuși modelul este nou, colantul pare vechi, deci e foarte interesant și foarte curajos colantul lui Adi. Îmi place foarte tare, felicitări! Alex ne-a trimis acest Golf 4. Este un Golf 4 pe care toți îl apreciem și sunt sigur că mulți dintre voi l-ați modificat când vine vorba despre Need for Speed. Dacă mă uit la mașina asta, din punctul meu de vedere, nu ai făcut neapărat niște alegeri cromatice foarte interesante, pentru că ai roșu ăla pe bară cu negru mat pe bară, cu alb pe bară, mașina e neagră, jantele sunt aurii, e un mix de culori și cred că ar trebui să te hotărești în ce direcție vrei să mergi și să mergi în direcția respectivă. Uite, de exemplu, dacă vrei să rămâi în zona de negru cu auriu, aș face lipul ăla, l-aș face auriu, sau nu știu, sau grilele alea din față le-aș face aurii, bara aș face la fel ca și mașina, trebuie să te hotărăști. Dar, la momentul actual, dacă aș lua mașina asta și aș pune o singură culoare pe ea, ar fi interesantă. Dacă mă uit la mașină cum arată acum, îmi inspiră strict haos. Alex Caius ne-a trimis acest Suzuki Samurai, cred că este, da? Foarte faină, foarte mișto făcut interiorul, am înțeles că este în totalitate reconstruit. Văd că e vopsit proaspăt, că și suportul ăsta, închizătoarea de la portieră este vopsită cu totul. Mi se pare foarte interesantă alegerea culorii și am pus-o aici pentru că apreciez în general oamenii ce mențin în viață mașini mai old school. Și asta este una dintre mașinile pe care, sincer, mie îmi face plăcere să-l văd pe drum. Alex Constantin ne-a trimis superbitatea asta de
Nissan Patrol. Dacă ar fi să-mi fac un Patrol sau o mașină de off-road 100%, aș alege exact aceeași mașină și aș pune elemente pe care de altfel el le-a ales. Îmi place foarte tare că ai pus snorkelul, îmi place foarte tare cum arată bara față cu troliu, îmi plac foarte tare farurile, îmi place foarte tare cum ai pus proiectorul deasupra parbrizului. Per total, e o mașină extraordinar de frumoasă, îmi plac foarte tare anvelopele, jantele, foarte tare. Felicitări, Alex, big like, îmi place foarte tare Patrolul tău. Alex Geo ne-a trimis această Skoda Octavia, Octavia Break, o Octavia curajoasă, nu înțeleg cum ai obținut tu camberul ăla pe spate. Foarte interesant. Jantele probabil sunt niște jante din alea sudate invers, pentru că nu mă explic cum mai avea un ET atât de mic să iasă atât de mult anvelopa, dar nu pot să zic că nu-mi place. Mi se pare foarte fain că cel puțin din spate ai anulat toate logo-urile și arată incredibil de clean. Jantele, sincer să fiu, nu prea au legătură cu nimic de pe mașină, pentru că nu mai este absolut nimic alb, dar ideea de a modifica o Skoda Octavia mi se pare foarte inspirată. Uite, dacă ai face jantele negre, ar arăta mult mai bine grila față. În varianta asta, grila față n-are nicio legătură cu mașina și mi se pare că e făcut așa din bucăți. Nu-mi inspiră ceva complet. Următoarea mașină este a lui Alex Marcu. Ne-a trimis niște fotografii cu un Golf de pe circuit. Nu rămâne decât să te apreciezi pentru că ai ales să mergi cu mașina pe circuit. Eu în permanență o să apreciez ideea aceasta și în tot timpul o să vă recomand să faceți asta. Alex, dacă ar fi să-ți recomand ceva, ar fi să mergi la un curs de pilotaj, pentru că la prima vedere nu stai bine la volan sau cel puțin nu ai ce să te miști din scaun cum ești tu acum. Tind să cred că tragi de volan, nu împingi volanul, pentru că în momentul în care împingi volanul, tu o să stai mult mai bine în scaun. Te invit la un curs de pilotaj când vii pe la noi prin țară, pentru că văd că nu ești de aici, ești din Spania. Pe de altă parte, big like, îmi place mașina, foarte interesant cum ai ales jantele, sunt sigur că sunt și niște anvelope cum scrie la carte, volanul este impresionant, navigația la fel, puțin cam mult scris pe acolo, prin partea de jos deasupra schimbătorului, dar îmi place. Felicitări! Următorul este un Audi A4 al lui Alex, ce arată impresionant. Apreciez foarte tare că ai început și ai modificat sistemul de frânare, pentru că văd că i-ai pus și o turbină un pic mai curajoasă. Mașina arată foarte tare. Dacă ar fi să aleg, aș anula cromul din jurul geamurilor, pentru că, din nou, nu are absolut nicio legătură cu mașina. Este prea frumoasă să rămână cromul ăla acolo. Dacă mi-ai spune că se leagă cu jantele, nu este aceeași culoare de crom, deci nu sunt de acord cu combinația aceasta. Ori le faci mai închise și le faci la fel ca jantele, ori le faci negre când vine vorba despre cromul din jurul geamurilor. Următoarea mașină este a lui Alin Mihai, ce ne-a trimis acest E46. Foarte interesant volanul, îl apreciez, apreciez cel puțin interiorul acesta, doar că bara, nu cred că mai poți să-i mai pui ceva. Ai încărcat-o extraordinar de tare, începând de la stickerele alea lip, i-ai pus și tijele alea, i-ai pus și bara, e un M-Technic 2 care teoretic deja e umflată, i-ai pus și cârligul ăla, i-ai pus și aripioarele, nu cred că mai poți să-i pui nimic. Ce vreau să spun cu asta este că dacă o faci așa aerodinamic, adică dacă ai așa multe elemente pe bara față, trebuie să o legi cumva, pentru că, de exemplu, dacă îmi inspiră, ok, dacă, da frate, îmi place foarte tare, am aerodinamică pe partea din față, așa vreau să arate. Păi bun, dacă ești așa hotărât cu tuning-ul, trebuie să-i faci și ceva la capotă, să-i faci niște deschidere pe capotă, să-i faci un dom, să-i pui niște praguri, să-i pui o bară spate mai mare, trebuie să-i pui ceva, adică să o legi. Din punctul meu de vedere, dacă mă uit de la logo în jos, e o mașină, de la logo în sus e cu tot o altă mașină. Asta înseamnă că mașina nu este echilibrată, din punctul meu de vedere. Următoarea mașină este cea a lui Marian. Marian ne-a trimis acest BMW E46 pe care eu îl consider foarte interesant. Îmi place și tot timpul o să apreciez haionul ăsta de CSL din fibră de sticlă. Bara față este superbă, deci mi se pare una dintre cele mai frumoase bări față pe care le poți pune pe E46. Tot timpul o să apreciez modelele noi în facelift, cu toate că i-aș face ceva la semnalizarea aia să se lege un pic cu farul. De multe ori am impresia că semnalizarea e într-un film și farul e în alt film la mașinile de genul acesta. Nu știu, i-aș pune niște semnalizări fumurii sau ceva să se lege acolo. Jantele sunt superbe, culoarea pe care ai ales-o la fel, stickerele astea mi se par super inspirate, sunt frumoase. Tot ce ai făcut pe ea, ai făcut cu bun gust. Felicitări, Marian! Următoarea mașină este a lui Marian Bogdan, ce ne-a trimis din nou o mașină nehotărâtă. Apreciez pasiunea, dar nu pot să nu îți
spun, dragă Bogdan sau Marian, că ai făcut o combinație cromatică albastru-portocaliu-gri și capota aia super mega vopsită în toate culorile, ce din punctul meu de vedere este o amețeală completă. Asta nu înseamnă că nu e o direcție de la care să începi sau într-o direcție în care să mergi. Da, trebuie să te hotărăști. Acum, scuzele mele, dar arată rău. Farurile îmi plac, culoarea jantelor este total pe lângă, capota n-are nicio legătură cu mașina, nu știu ce să zic, în momentul pe care îl urmărim noi, mașina este departe de a fi o mașină apropiată de normalitate, mi se pare fail. Următoarea mașină este a lui Nădășan Andrei, în seria 5, superb, culoarea este frumoasă, jantele la fel, n-ai ce să zici, ai folosit doar două culori pe mașină, exact cum vă recomand eu de obicei, roșu, negru, n-ai greșit cu nimic, big like, felicitări, Andrei, să nu te pună cineva să te apuci să mai faci ceva să o strici, așa cum arată acum este superbă. Octavian ne-a trimis acest Golf, pe care l-am pus datorită colantului, vreau să spun că îmi place, felicitări Octavian pentru alegerea făcută, chiar este extraordinar de bine, mi se pare foarte tare cum ai legat detaliile astea roșii cu detaliile de la IU, de la GTI și dungile de pe grila față, felicitări, îmi place, chiar îmi place. Oncile ne-a trimis acest Audi A5 pe care n-am cum să nu-l apreciez, jantele sunt incredibile, fitmentul la fel, n-ai ce. E o mașină din seria așa, da, așa mi-ar plăcea să arate marea majoritate a mașinilor pe care le vedem la show-urile de tuning. Andrei ne-a trimis această Jetta. Uitați-vă câtă muncă s-a depus la evazările alea. Este din generația Need for Speed. Faină mașina. Andrei, să faci tot posibilul să o ții în viață, pentru că este o onoare să mai vedem din când în când genul acesta de mașini. Paul Sergiu ne-a trimis acest combo de mașini ce eu le consider impresionante. Ah, e Alpina seria 7-le. Mama, dacă asta e o Alpina, cu toate că vă care și logo Alpina jos, are și jante de Alpina, și volanul de Alpina. Mamă, cât de frumoasă e. Uite un E30. Băi, băiatule, cât de frumos poate să fie. Felicitări, Paul. Un combo de milioane. Mi se pare combinația fatală să ai un seria 3 din generația E30 cu un seria 7 Alpina. Felicitări. Răzvan ne-a trimis acest BMW E36 cu un motor M54 în 6 cilindri, cu admisie modificată, suspensie, culoarea e superbă, eleronul la fel, jantele impresionante, Răzvane, big like, n-ai ce să spui. Răzvan 2, al doilea Răzvan, ne-a trimis, zic eu, una dintre cele mai frumoase mașini din acest episod. Efectiv, nu ai ce să-i spui. Este o combinație de roșu cu negru atâta de finuță încât, băi frate, are un motor de 3 litri, 456 de cai. Sincer să fiu, într-o mașină de genul ăsta m-aș vedea și eu. Felicitări, Răzvane, ai făcut, nu știu cum ai gândit tu, combinația de culori, ești un artist. Rezi ne-a trimis acest superb Mafia, cu Jack în spate, trabuc, piele, pe locul pasagerului, pahare, faină. E un film tare. Este cu volan pe dreapta, dar cred că cel mai probabil Rezi este din Anglia, pentru că am văzut multe mașini cu numere de Anglia pe acolo prin spate. Apreciem mașina, felicitări. Andrei Jeller ne-a trimis acest E36 Cabrio cu un hardtop, așa arăta la început. Uitați-vă cât de tare, și asta e o lecție pentru toți cei ce au mașini căzute, cam cât de tare și cât de frumos a reușit băiatul ăsta să readucă mașina la viață. Foarte tare, apreciez pasiunea ta, Andrei. Uite cât de frumoase sunt farurile, cu semnalizarea cum se leagă, cu elementele, cu grilele alea negre. Este superbă. Felicitări. Următoarea mașină este al lui Andrei Nistor. Andrei Nistor ne-a trimis acest C-Class. Nu înțeleg de ce ai pus marginea asta albastră aici. Jur dacă știu. Consider că ai stricat mașina cu buza aia albastră. Sincer să fiu, aș da-o jos automat. Și uitându-mă mai atent, cred că trebuie să verifici sau să vezi dacă la tine s-a întâmplat sau dacă ai achiziționat mașina. Cel puțin stânga față este hâie. E hâisită. Dacă n-a fost lovită la tine, trebuie să te duci și să verifici ce s-a întâmplat aici, pentru că există posibilitatea să ți le aranjeze un tinichigiu foarte profi. La momentul actual arată super dezordonat. Bălan Alex ne-a trimis, zic eu, cea mai frumoasă Skoda Octavia RS pe care am văzut-o în ultima perioadă. E un VRS superb, dar uitați-vă din față cât de bine arată, negru cu gri, cred că este. Da, genial. Farurile, grila, lipul, toate sunt de acolo, jos pălăria. Următoarea mașină este a lui Bogdan VRU, ce ne-a trimis această incintă.
ce sunt sigur că nu-ți dai seama ce este de fapt. Lasă în comentarii rapid, sunt sigur că ai zis altceva decât este, pentru că este o incintă audio în care Bogdan a montat acest sistem audio. Nici nu vreau să-mi imaginez cum se aude muzica în interiorul ei. Felicitări, Bogdane. Jantele sunt mișto, bara față, na. Felicitări, Bogdan. Cosmin ne-a trimis această mașină pe care eu o numesc 2 în 1. Sunt foarte curios cum ai mașina asta în talon. Dar combinația este interesantă, este impresionantă. Nu este neapărat pe gustul meu, adică eu nu mi-aș face o mașină așa. Dar nu am cum să nu apreciez curajul pe care l-ai avut când ai combinat culorile astea două. Ai două mașini într-una. Felicitări! Următoarea mașină este a lui George. George ne-a trimis acest seria 1, l-am pus aici pentru că apreciez foarte tare acest model. Este foarte bine echilibrat din punct de vedere a greutății și o văd o mașină bună pentru 18 ani, atâta timp cât ești echilibrat din punct de vedere psihologic. Dacă îți bagi filme de pilot de Need for Speed, Formula 1, VRC, n-ai ce să te urci într-un BMW. Dacă ești cu capul pe umeri și înțelegi că mașina te deplasează din punctul A în punctul B, da, poți să-ți achiziționezi o mașină de genul ăsta pentru că arată extraordinar de bine. Următoarea mașină este cea a lui Eddie. Eddie ne-a trimis, cred că unul dintre cele mai frumoase și clasice Golfuri 2 ce au apărut în clipurile noastre. Așa trebuie să arate un Golf 2 GTI. Nu știu dacă e GTI, dar bara față e superbă, grila e mișto, jantele sunt din aceeași perioadă cu mașina. Te implor pe viitor să nu îi pui geamuri fumurii, mașina asta așa trebuie să rămână. Asta îmi doresc, să nu te mănânce undeva, să te apuci să faci modificări ce să strice mașina. Eduard Eddy ne-a trimis acest Extreme. Este o mașină ce merge la clasa Extreme în campionatul național de off-road. L-am pus aici pentru că în permanență o să apreciez pasiunea voastră pentru mașini, pentru sportul cu motor. Și da, off-road-ul este o parte din viața noastră pe care eu o apreciez de afară. Nu-mi place să fiu în mașinile de off-road, cel puțin de afară tot timpul o să apreciez asta. Eddie Dr.A. ne-a trimis acest Wrangler foarte fain. De ce mi se pare interesantă mașina asta? Pentru că dacă îți dorești o mașină, un Jeep, la care să găsești o grămadă de kituri de a-ți modifica mașina, asta e o variantă perfectă. E în zona aia de Raptor. În Statele Unite toată lumea modifică mașinile astea și asta înseamnă că găsești piese multe. Deci da, Wrangler-ul este foarte apreciat, cel puțin din punctul meu de vedere. Mi se pare foarte mișto grila asta, mi se pare foarte mișto farurile cu logo-ul ăsta aici. E top. Următoarea mașină este cea a lui unui băiat. Este un Logan Need for Speed din Prahova, foarte faină. Sincer să fiu, aș schimba culoarea tamburilor de pe spate pentru că n-are nicio legătură cu culoarea mașinii. Mi se pare super curajos tot ce ai pus pe ea, dar dacă ești pasionat și îți place modelul ăsta, e un tuning mai extrem care eu îl apreciez. Nu văd nimic greșit la el. Îmi place. Felicitări tuturor celor ce ne-ați trimis în această săptămână mașinile voastre. Continuați să ne trimiteți pentru săptămâna viitoare. Promit că o să aleg cele mai interesante mașini să apară în clipul următor. Dacă ți-a plăcut această serie, nu uita să dai cu încredere like acestui material. Subscribe dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal. Eu am fost Mihai Beldie. Patrick este acasă, ne ajută să edităm și până la următorul material. Trimiteți poze cu mașinile voastre pentru săptămâna viitoare și iubiți-vă mult! Mașini! Pa, pa!